Bună ziua, bună seara, Cluj, e încă lumină afară. Mă bucur să mă aflu aici, mulțumesc Ovidiu și Eliza pentru introducere și mulțumesc lui Laszlo pentru invitație. Mă aflu a doua oară pe scena Business Days și pentru prima oară la Business Days Cluj și sper să mai revin aici. E un oraș care mi este foarte drag, sunt și eu din Arad, aproape de voi și vin cu mare drag de câte ori am ocazia în Cluj. Astăzi vreau să vă împărtășesc câteva detalii despre povestea mea și despre cum am transformat provocările pe care viața mi le-a adus în oportunități și o să vă ofer câteva informații despre cum era viața mea în urmă cu 8 ani. Așa cum ați aflat în introducere, aveam 3 joburi care mi-ocupau foarte mult timp, 4 ani de zile nu am avut un weekend liber. Am muncit aproape non-stop, eram într-un dezechilibru total, în sensul că eu consider că sunt 3 paliere, să zic așa, pe care e important ca în viața noastră să le echilibrăm. Pe de o parte, partea personală, bineînțeles, viața noastră personală, apoi viața socială și, nu în ultimul rând, viața profesională. Sunt cele 3 paliere pe care eu, să zic așa, le urmăresc acum să fiu un echilibru. În urmă cu 8 ani însă eram într-un dezechilibru total, în sensul că aveam o carieră de succes și îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam, însă viața socială nu aveam deloc, eram total, să zic așa, mi-ocupam timpul cu partea profesională, iar viața mea personală era și aceea nu tocmai reușită și îmi doream să fac niște schimbări. Momentul culminant a fost noaptea de Revelion 2018-2009, când în 31 decembrie, la ora 10 și jumătate seara, ce credeți, eu mă aflam încă la birou. Și am fost așa un moment de trezire atunci și mi-am dat seama că de fapt nu asta e viața pe care mi-o doresc și că îmi doresc să schimb ceva și mi-am dat seama că doar de mine depinde să fac aceste schimbări și am luat această provocare și am transformat-o în oportunitate. Mi-am dorit ca 2009 să fie anul în care să schimb ceva realmente și cred că nu întâmplător acest proiect în care mă implic deja de 8 ani a apărut la acel moment în viața mea, pentru că oarecum l-am chemat și eram și pregătită pentru el. Am muncit foarte mult în primele luni, în 2009-2010 au fost ani în care am muncit mult și mi-am dorit să ajung la un stil de viață diferit de cel anterior și să zic așa, căutam să găsesc echilibrul pentru că mi-am dat seama că sunt 3 elemente care dacă le am în același timp, pentru mine pot să spun că cumva reușesc să-mi ating acel echilibru. În primul rând, cred că e foarte important să avem sănătate, pentru că fără ea nu putem să facem nimic. În al doilea rând, bineînțeles că și resursele financiare sunt importante. Și nu în ultimul rând, timpul, pentru că degeaba avem sănătate și bani sau poate doar una dintre ele, dacă nu avem timp să ne bucurăm de ele, e degeaba. Și atunci am căutat o cale prin care să le am pe toate 3 în același timp. Sănătate, bani și timp. Și la asta lucrez de 8 ani de zile prin acest proiect în care sunt implicată. Mi-am dat seama că lumea în care trăim s-a schimbat foarte mult și că toate aceste schimbări de fapt duc la noi oportunități și doar de noi depinde să le valorificăm și să învățăm să aducem, să zic așa, în avantajul nostru toate aceste schimbări pe care viața ni le aduce. Și de fapt, ce mi-am dorit eu? Mi-am dorit independență, să nu mai depind de nimeni și de nimic. Mi-am dorit de asemenea libertate, să pot să aleg în orice moment ce să fac, cum să fac, cu cine să fac și, nu în ultimul rând, o calitate a vieții. Astea sunt 3 lucruri pe care le-am căutat. Și am descoperit social network și am început să activez și în acest domeniu de online și să mă transform treptat într-un antreprenor în social media, cum îmi place mie să spun că sunt astăzi, și să folosesc toate aceste avantaje oferite de mediul online și în special de social media pentru a-mi crește business-ul și, într-un final, pentru a ajunge la acel echilibru pe care
pe care mi-l doresc. Ce vreau însă să vă împărtășesc este faptul că după aproximativ 2 ani și jumătate de când am ales să mă implic în acest proiect, am avut o conștientizare foarte, foarte puternică. Întorcându-mă la partea de libertate, mi-am dat seama că pentru a ajunge acolo am nevoie ca două elemente să fie independente de mine și asta e una dintre ideile, să zic așa, cu care mi-ar place să plecați acasă. În primul rând, informația e necesar să fie independentă de noi, pentru că dacă ea depinde de prezența noastră, atunci niciodată nu o să fim liberi. Și în al doilea rând, motivația partenerilor noștri, oamenilor cu care muncim, dacă e și aceea independentă de noi și nu e nevoie să-i motivăm continuu, atunci cu adevărat avem șansa să ajungem la libertate. În momentul când am înțeles asta, modul în care priveam, să spunem așa, business-ul și viața în general s-a schimbat fundamental, pentru că am început să caut și să aduc în viața mea doar oameni motivați și să construiesc instrumente care să facă ca prezența mea să nu mai fie necesară. Și în acel moment totul s-a schimbat din punct de vedere al business-ului. Aș vrea să vă pun câteva întrebări legate de partea asta de social media. M-ar interesa dacă petreceți timp online și în special rețelele de socializare. Aș vrea să știu cine își verifică cel puțin o dată pe zi contul de Facebook. Sunt foarte curioasă. Cred că toată lumea din sală a ridicat mâna. De asemenea, cine crede că folosind aceste rețele de socializare se pot face bani? Eu aș vrea să știu și asta. Nu chiar toată lumea, dar aproape toți ați ridicat mâna. Întrebarea este dacă voi faceți bani deja din asta și dacă vă gândiți un pic, poate în următorii 10 ani aceste rețele de socializare vor crește și mai mult, ce părere aveți? Cred că da. Văd câteva persoane în sală care dau din cap. Eu cred că da și următoarea întrebare care se pune este dacă voi aveți o strategie pentru a fructifica acest trend, aceste lucruri care oricum se vor întâmpla, dacă veți beneficia și voi de această creștere, dacă v-ați gândit vreodată la asta. Și pentru a vă introduce, să zic așa, puțin în subiect, am pregătit un scurt video pe care eu îl folosesc în activitatea mea zilnică. Sunt 4 cuvinte care încep cu C în acest video și o să vă rog să fiți atenți la ele. Okay? Deci, practic, sunt 4 elemente pe care le-am adus împreună. Nu știu dacă ați reținut cei 4 C de care vă spuneam. În primul rând, conectarea. Astăzi suntem mai conectați decât oricând cu orice persoană din orice capăt al planetei. Printr-un simplu click putem să facem asta. În al doilea rând, comunicarea. Oamenii au învățat să comunice azi diferit decât o făceau în urmă cu 3 ani, cu 5 ani, cu 10 ani sau cu 20 de ani.
În al treilea rând, comunitate. Am creat o comunitate de oameni care își doresc să fie, să se simtă bine, să fie pozitivi, să fie implicați în ceea ce fac, să îi inspire și pe alții prin activitatea lor și, bineînțeles, folosind instrumentele pe care le oferim, să ajungă la acea independență financiară și la acea libertate pe care ne-o dorim. Și, nu în ultimul rând, comerțul, adică faptul că, într-adevăr, punem în piață ceva și aducem în piață anumite produse pe care le promovăm. Și de ce să ne limităm la piața locală, exact cum spunea și un antevorbitor din sesiunea precedentă, când putem să avem o piață globală? Practic astăzi din telefon putem să accesăm orice persoană din orice țară și asta m-a ajutat pe mine personal să folosesc practic toată această tehnologizare și faptul că trăim în această lume în viteză și avem acces la toate aceste tehnologii, să le folosesc pentru a câștiga timp. Eu asta am făcut și acel timp pe care îl câștig pot astăzi să-l petrec cu persoanele dragi, cu logodnicul meu, cu părinții, cu prietenii apropiați sau pentru pasiunile mele să fac acele lucruri care îmi plac, de la a sta în natură și a umbla desculță în iarbă până la a citi sau a merge la un curs sau a face lucruri care sunt cu adevărat importante pentru mine și care mă încarcă. Deci, practic, toată această tehnologizare și această viteză a lumii în care trăim, am învățat să o folosesc pentru a câștiga timp. Asta este o resursă pe care, din păcate, nu putem să o cumpărăm nicăieri, trebuie să căutăm metode prin care să o folosim. Și, de asemenea, am posibilitatea astăzi să dezvolt acest proiect în ultimii 2 ani de zile, aplicând această cale și aceste soluții despre care v-am vorbit până acum. Practic mi-am extins business-ul în peste 15 țări, iar interesant este că, de exemplu, luna trecută, când 12 zile din 30 am fost plecată, am stat azi noapte și am calculat, știam deja că iunie a fost o lună foarte bună în business-ul meu, dar am stat aseară și am calculat niște indicatori și am constatat că, comparativ cu luna mai, cifra de afaceri pe clienții mei direcți, de care mă ocup eu, de portofoliul meu de clienți, a crescut cu 75% într-o singură lună, iar asta mi se pare extraordinar, iar pe întreaga echipă pe care am format-o, creșterea a fost de 16% iunie față de mai. Și cred că toți cei care lucrați în domeniul vânzărilor sunteți de acord că acestea sunt niște cifre absolut extraordinare. Ce am făcut de fapt în acești ani? Am făcut trecerea de la un program în care viața mea într-adevăr arăta mai rău decât doamna din imagine. Chiar am o poză cu mine în care dar n-am pus-o în prezentare pentru că e într-un alt laptop, în care în momentul când intra cineva la mine în birou, trebuia să facă un pas ca să mă vadă dincolo de teancul de hârtii. Deci atât de multe hârtii aveam. Și am făcut această trecere de la o muncă în care eram legată de un loc fizic, de un program, de un șef, la o muncă în care astăzi pot să lucrez de oriunde și oricând și, într-adevăr, este pentru oricine, pentru că pot să-mi fac business-ul, cum vă spuneam, din telefon, din orice colț al lumii. Tot ce am nevoie este un telefon cu conexiune la internet și, bineînțeles, dorința de a face ceva și de a schimba viața oamenilor și de a le arăta o cale diferită. Și eu asta fac, de fapt, în fiecare zi, le arăt oamenilor că viața poate fi altfel și pot să-și găsească echilibru făcând ceea ce le place și găsind căi prin care să aloce timp pentru lucrurile importante, pentru familie, pentru pasiunile lor și pentru ceea ce contează cu adevărat în viață. Pentru că cred că nu am fost născuți doar să mergem la un job și să ne plătim facturile. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar eu una întotdeauna mi-am dorit altceva. Acolo aveți contactele mele, dacă vreodată o să vă pot fi de folos, cu mare drag, și o să închei cu unul dintre citatele mele preferate. Întotdeauna mie îmi place să spun că
Lumea nu se schimbă doar prin opiniile pe care le avem, ci se schimbă în primul rând prin exemplu pe care noi îl oferim, prin exemplu nostru personal, prin ceea ce suntem, prin ceea ce am devenit, prin ceea ce oferim celorlalți și doar așa putem să lăsăm în urma noastră un loc mai bun și mai frumos. Mulțumesc mult și vă doresc o seară frumoasă în continuare!